Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să vedem ce s-a mai întâmplat în joculeț. Avem o ofertă specială în shop. E vorba de un Epic Pack și un Legendary Pack, la care costă destul de mult și nu cred că merită atâtea gemuri. Hai să vedem. S-a terminat War-ul. Am ieșit pe locul 3, din păcate. Hai să ne luăm un bounty-ul de aici. Avem 500 de gold, încă 2000 și încă 2600. O grămadă de gold am reușit să strângem. Hai să și donăm în clan. Bun, și să ne întoarcem aici. Hai să deschidem acest free chest. Avem un stop gold, avem skeletons, mega minion. Mai avem un crown chest. Un crown chest care are, hai să vedem, 1140 de gold, 2-3 gemuri, Hell Spirit, Royal Hogs, Goblins și Dark Prince. Ok, mai avem aici un golden chest care are 540 de gold, beți, Giant Snowball, Elixir Collector și un Cannon Cart. Și mai avem un magical chest care are 1500 de gold, 31 de skeletons, are beți, avem un Electro Dragon, avem Prince, Hog Rider, gărzi și 4 P.K. mari. Bun. Ok. Băi, hai acum să dăm un match în arenă. Dacă reușim să obținem victoria, cu siguranță vom trece în Master 2. Așa că hai să încercăm un match de 1v1 în arenă. Nu uitați să vă abonați dacă vă plac episoadele mele și să apăsați pe butonul de like. O să începem cu Valkyra. Trimitem și Baby Dragon-ul. Am putea trimite Mini P.E.K.K.A. Hai cu Mini P.E.K.K.A. și o să dăm un freeze pe acel Witch. Aia, din păcate, ne-a scos cele două trupe, dar stăm destul de bine. Spunem Tesla. Ok. A reușit acolo să dea un pic de damage pe turn, dar nu cred că e o problemă foarte mare. Hai să ne gândim la următorul atac. O să trimitem, hai să dăm aici o rachetă pe acel Witch. Ne vom apăra de Furnace cu Baby Dragon-ul. Din păcate a trimis Hog-ul acela. Îl vom trimite și noi. Am putea să dăm un freeze aici. Din păcate ne scoate Hog-ul. Ar fi rupt acolo turnul în două, acel Hog. Ok, nu e bine deloc. Hai să ne apărăm. Da, și ne-a scos turnul din dreapta, acel Wizard. Trebuie să dăm un push puternic. Aici a greșit cu Hog-ul. Cred că asta a fost șansa noastră. No, și nu avem nicio șansă. Are un deck destul de bun. Ne-a prins acolo trupele și nu putem avansa spre turn. Încercăm să ne mai apărăm totuși. Punem Valkyra aici. Și mai sunt doar 20, mai puțin de 20 de secunde. Trimitem o trupe, dar din păcate nu mai avem suficient timp. Da,
Da, și ne luăm bătaie în acest prim match. Nu prea am avut ce să-i facem, am avut deck-ul destul de bun. Hai să dăm un match în challenge. Nici aici lucrurile nu stau foarte bine, avem o înfrângere și o victorie, dar poate reușim să mai creștem un pic, mai câștigăm din reward-uri. Scăpăm acolo de acei beți, trimitem Valkyra. Ok, ar trebui să trimitem și minions. Punem și lumberjack-ul. Aș o să dau aici un freeze pentru... Ok, și o să ne luăm un boost de elixir. Ok, scăpăm de Skeleton Dragons. Și avem Valkyra care a plecat la un nou push. Ei, scăpăm acolo de Nightwitch și ajungem nici pe cap pe turn. Reușim un hit pe turn și asta ne menține într-un avantaj destul de considerabil. Peste 600 de hit points. Și acum vom sta în defense. Hai să vedem, am pus Tesla aici. O să trimitem Lumberjack-ul împreună cu Valkyra. Și vom da un freeze pe trupele lui. Vedem dacă scăpăm de acel... Da, și aproape scăpăm de acel... Bun. Și vom scoate turnul din partea dreaptă și stăm destul de bine în acest match. Nu cred că vom mai putea schimba ceva. Spunem, hai să dăm un fireball, un pic cam jos l-am dat, dar e ok. Scăpăm aici de acel healer. Okay, punem și Lumberjack-ul. Ah, și mai sunt 15 secunde din match. Hai să vedem. Am pus aici un freeze, o să punem și Tesla. Și mai dăm un fireball să ne asigurăm că nu ne va scoate turnul. Bun, avem prima victorie din acest episod. Ne luăm și reward-ul. Avem 20 de giant. Nu o să continuăm în arenă, deși am făcut tot. Hai să dăm încă un match în challenge. Cred că sunt mai importante meciurile de aici. Da, pentru că dai un match și iei un reward destul de mare, pentru care de altfel aștepți o grămadă dacă vrei să-l primești. Trimitem și mini P.K. Okay. Oh, și are o grămadă de trupe mici. Da. Nu prea avem ce să-i facem. Așa că momentan o să așteptăm să avem din nou elixirul pe full. Era excelent un freeze acolo sau poate un arrows. O scăpăm aici de prințesă. Ok. Da, o să atacăm pe partea dreaptă. Avem minions, avem lumberjack-ul, avem freeze și fireball și asta ar trebui să ne ajute. Bun, o grămadă de damage a dat acolo lumberjack-ul, hai să dăm aici un arrows pentru acele
Fire Spirit. Ho, 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 și ce greșeală a făcut acolo cu acea clonă. Elixir aruncat pe geam. Bun. Suntem în avantaj momentan, dar mai mult de un minut din match. Trimitem Valkyra. Acolo un cannon peste care vom da un fireball. Trimitem și nu, da, pe perfect. Dăm aici un arrows și ar trebui să-i scoatem turnul din dreapta. Ok, da, și momentan trebuie să rămânem să stăm foarte bine în apărare. Și nu prea se mai poate întâmpla mare lucru. Să punem minionii să se împartă aici. Dăm un freeze pe trupele lui. Să dăm și un eros aici pe prințesă. Ok, mai punem un Tesla. Da. E ca și câștigat acest match. Trebuie doar să așteptăm să treacă cele 10 secunde. Mai dăm aici un fireball. Bun. Avem o nouă victorie. Hai să vedem ce reward primim. 5 giant goblin. Sau goblin giant. Ok. Da, ne-am descurcat destul de bine. Hai să vedem și aici. Avem 100 de comune și avem 100 de spell goblins, care ne aduc 100 de star points și 500 de gold. Bun. Cam atât cu episodul de azi. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!